Bun găsit, stimați prieteni, ai frumosului din sport și din cultură, vă spune Mircea Maionescu. Astăzi, în atelierul nostru de idol și legende, o emisiune la înălțime. Cu două personalități, doi intelectuali de elită, doi gentlemen care au făcut artă din sportul pe care l-au practicat, cu pasiune și hara, spune eu, olimpian. Fiecare dintre ei, un stăpân al inelelor, a reușit, după ce s-a retras dintr-o carieră sportivă absolut încântătoare, să se impună și în domenii diferite, fie că a fost vorba despre medicină, fie că a fost vorba despre biochimie și apoi despre gazetărie. Bun venit în acest, să-i spun, muzeu al legendelor care nu mor, domnilor Arman Novacek și Alin Savu. Bine v-am găsit. Sau mai exact, v-am regăsit. Da, în cazul dumneavoastră ne-ați regăsit, în cazul domnului Novacek ne... L-am regăsit noi pe el. L-am regăsit după atâtea decenii. Deci suntem în lumea basketului, sub panou, stăpânii inelelor cu mine aici, în atelierul de idol și legende și cu dumneavoastră, avem ce povesti. Eu mă bucur că v-am regăsit după 35 de ani de întrerupere a legăturilor cu lumea basketului din România. Dar oricum să știți că fanii basketului, iar eu nu pot să spun că sunt un om de basket, n-am fost niciodată, dar mi-a plăcut basketul ca spectacol și este unul dintre sporturile, prin definiție, care intră în această sferă a spectacolului. Deci cei care mergeau la basket nu vă vor uita pe dumneavoastră ambii niciodată, pentru că aveți multe puncte comune. Vom ajunge la ele și aveți, să zic eu dumneavoastră că sunteți eroul acum acestei emisiuni, aveți și o viață de romană, spune. Avem ce povesti. Mai întâi, așa o scurtă, foarte scurtă carte de vizită a dumneavoastră, gândită, realizată de noi, după care vom intra în prima repriză. Vă rog, cartea de vizită a domnului Arman Novacek. S-a născut la 13 noiembrie 1936 la București, este maestru emerit al sportului, a absolvit Institutul de Medicină și Farmacie din București, a evoluat la Metalul Energia, unde a câștigat 2 titluri și la CCA, unde a câștigat 10 titluri, încheiindu-și cariera la Politehnica București. Aplaudată prezență cu Steaua în Cupa Campionilor Europeni, are peste 200 de meciuri internaționale, dintre care 130 cu naționala, a fost prezent la 5 campionate europene. În 1972 s-a retras din basket pentru a se dedica meseriei de medic specialist de anestezie și terapie intensivă la București și în Germania, unde s-a stabilit în 1975. Da, cam puțin am scris noi, dar sunt niște performanțe. Cum le priviți astăzi? Eu am avut, după ce am plecat în Germania în 1975, o perioadă de ruptură, practic, cu legătura cu basketul și cu lumea sportivă, pentru că a trebuit, bineînțeles, să ne dedicăm, în primul rând, vieții noastre profesionale, să ne punem pe picioare, eram cu familie și cu copil, și am rupt total legăturile. Cu atât mai mult a fost acum, venim în fiecare an în România, ne face plăcere, este locul unde ne-am născut și unde stăpânim nu numai limba, dar și obiceiurile bune din România. Am pierdut în anii trecuți puțin legătura cu cei care au fost colegi, prieteni din lumea basketului și care este o viață, de fapt, pe care am trăit-o ca basketbolist aici în România. Iar anul acesta, nu știu cum a fost un făcut, că dintr-o dată am luat legătură cu tot ce era pe vremuri această așa numită spuma a basketului pe care și-am trăit în cele 3-4 săptămâni de când sunt acum aici, o reînviere a amintirilor și a lucrurile care mi-au revenit acum în memorie și pe la care efectiv le pierdusem în decursul acestei lungi pauze în care practic s-a rupt firul pe această perioadă, dar acum au revenit
datorită întâlnirilor cu Mișune Def, cu Alin Savu, căruia îi mulțumesc că a venit și el la această emisiune, cu Mimi Niculescu, cu Nedelea. Ne-am întâlnit în decurs de 3-4 săptămâni, din nou a revenit imaginile basketului de pe vremuri. Ați retrăit acele momente de vis pe care ne l-ați oferit și nouă. Da. Pentru că nu se poate, da. Ce ați scris împreună, mai ales că ați făcut parte din acea celebră echipă 2F plus 3N, da, așa, CCA-ul era de aur și la basket, pentru că a existat un CCA de aur și la fotbal. Când m-am dus eu de la Steaua în 58, într-adevăr, erau numiți cei 2F și 3N, nu? Da. Era Fodor Folbert, exact. Cei 2F și cei 3N era Nedef Niculescu și Nedelea. Și iar tu l-ai înlocuit pe Nedelea. Da, da. Nu de la Nedelea a venit, nu de la Novacek. Da. Domnule Alin Savu, dumneavoastră sunteți invitat ca un mare gazetar, nu doar sportiv. Ați fost invitat și ca basketbalist de elită. Cum vede fostul coleg de echipă astăzi această personalitate a basketului românesc care rămâne Arman Novacek? Ce să spun, pentru mine chiar a fost o mare bucurie când am aflat că Cioc, să-i spunem așa cum îi spuneam pe vremea când eram jucător și colegi de echipă, că a venit, că s-a reîntors în țară, mai ales că veștile despre el au fost foarte, foarte sărace în intervalul de timp care au urmat plecării lui în 1975. Și am să vă spun de ce. Pe lângă, eu am mai declarat și cu alte ocazii că m-am apucat de basket din cauza acelui CCA de aur. Eu fac parte dintr-o generație mai tânără decât Folbert, Fodor, regretații Folbert și Fodor, Nedef, Niculescu și Novacek. Dar merg la basket de cu ceva timp înainte de a ei, ca ei să formeze acel CCA de aur, care efectiv a reprezentat la vremea respectivă o adevărată încântare. Eu mi-amintesc foarte bine că sala Floreasca gemea de lume pe vremea aceea și Podcoava Republicii, la fel, așa, unde se juca. În Podcoava Republicii, acolo unde eu am trăit odată indirect chiar un eveniment senzațional, victoria pe care echipa națională din care a făcut parte și Novacek în 1957 a învins echipa URSS-ului. 44-42. Da, exact, și tatăl exact, meu. Așa. Și tot în Podcoavă au avut loc meciurile cu cele două selecționate profesioniste americane în 1964 și 1965, cea din 64, un adevărat All-Star în care au fost prezenți chiar cei mai mari jucători profesioniști americani, în care amândoi am făcut parte din echipa națională. Deci sunt două evenimente, repet, sau două locuri în care eu m-am întâlnit pe de o parte cu CCA-ul lui, un CCA care practica un joc absolut încântător, absolut încântător, și evenimentele de care îmi amintesc și v-am spus din Podcoavă, în care Cioc a fost unul dintre actorii principali. Da. Ce aș vrea să vă mai spun? De ce îmi face atât de mare plăcere să-l reîntâlnesc și să fiu alături de el în emisiunea asta? Pentru că el chiar a fost un adevărat gentleman într-o lume în care, în general, în perioada aceea în care jucam, basketul era chiar un sport al elitelor, nu neapărat sportive. Eu am făcut parte la CCA dintr-o garnitură în care din 12 jucători, 8 eram licențiați. Iar Cioc Armand impunea întotdeauna, nu numai prin prestanța lui ca jucător, fiind și mai în vârstă decât mine, dar prin ceea ce reprezenta el ca om.
Să știți că eu nu l-am auzit niciodată înjurând. L-am văzut extrem de rar, dar extrem de rar nervos și având ieșiri. Nu mi-aduc aminte să fie apostrofat pe cineva și îl știu, l-am văzut și am fost coleg de echipă ulterior timp de 4 ani de zile. Eu nu mi-aduc aminte, dar asta nu înseamnă că nu mi-aduc aminte corect. Să-și fie și vreodată din fire și să fi certat cu cineva pe teren, din adversari sau coechipieri. În ciuda faptului că a trecut în 1963 printr-un eveniment extrem pe care îl va povesti el. Dar asta vreau să Sala spun, Giulești. Că a fost... Sala Giulești. În Sala Giulești. Da. Februarie. În da. Februarie 63. Ajungem și acolo. Deci asta vreau să spun, că pentru mine... Sportivul are, sau omul Novak Egale are cel puțin aceeași valoare ca sportivul. Da. Deschiderea emisiunii Nu Întâmplător v-am numit și cu tot sufletul spun, sunteți, ați fost și sunteți, rămâneți niște gentlemani ai vieții, nu doar ai sportului. Domnule Novak, că am ajuns la dumneavoastră datorită vărului dumneavoastră, care mi este bun prieten, remarcabilul dramaturg George Astaloș, care trăiește la Paris și unul dintre cei mai mari dramaturgi ai Europei de astăzi și care mi-a povestit multe despre dumneavoastră. Cum ați început și școala la școala germană Sfântul Andrei, pe care ați trecut la Mihai Viteazu. Dacă vreți să urcați puțin aceste trepte spre basket, pentru că ați făcut și atletism, am înțeles. Dar normal să faceți basket, că sunteți atât de scund încât... Bine, fiindcă ați vorbit acum de Gigi Astaloș, tot de la el am auzit, pe Gigi Astaloș nu l-am văzut nici pe el de peste 30 de ani, dacă mă credeți. El a trăit la Paris și trăiește încă la Paris, este cât la București, când cam jumătate din timp la Paris, jumătate la România, însă 30 de ani am întrerupt și relațiile cu el, fiecare a avut cumva drumul lui în viață. Și când ne-am întâlnit, acum mi-a povestit, apropo de ce spuneți dumneavoastră, un lucru care m-a amuzat, că eu am făcut școala primară la Sfântul Andrei. M-am dus acolo pe Călăraș, noi stăteam la Foișorul de Foc, nu era prea departe, pe Mântuleasa direct era drumul la Sfântul Andrei. El era deja cu vreo 5 ani mai în vârstă, când am intrat eu la școala primară, el mergea în prima clasă de liceu și îmi povestește el acum, eu n-am mai ținut minte, că tatăl meu era cu mine în clasa întâia, prima zi de școală, mers acolo și întâmplător l-a întâlnit pe Gigi în curtea școlii, care și el începea școala și la care îi spune taică-miu, zice, a, bună Gigi, bine că te văd, ai grijă, te rog, de fiul meu să nu-l bată copii. La care Gigi a spus, așa îi spunea, n-ai grijă, o să am un ochi mereu asupra lui. Și din clipa asta ne-am văzut după 30 de ani. Foarte frumos. O singură dată spune Gigi, eu nu mai mi-aduc aminte că între timp ne-am mai văzut că când veneam noi dintr-o deplasare în Praga, în aeroport, ei veneau cu da, mi-a povestit-o și pe aceea. Și am fi băut un pahar de bere în aeroportul da. Din Praga, par, da. Nu, nu vă ce, că eu revin la copilăria dumneavoastră. Da. Ați început baschetul practic la Mihai Viteazu. După ce am făcut școala primară la Sfântul Andrei, în 48 a fost reforma învățământului, când a fost închisă școala Sfântul Andrei și am trecut la liceu la Mihai Viteazu. Care e lângă. Un leagăn al baschetului. Poftim? Un leagăn al baschetului. Nostru, da, pentru că liceul Mihai Viteazu era un liceu, din punctul ăsta de vedere, foarte bun în București. Știu că participam și la, erau pe vremea aceea organizate olimpiade de matematică, de fizică, da. De literatură, era, la da. Care participam eu la matematică și la fizică, din partea liceului și la sport. Participam la atletism, fiindcă eram înalt, la lungime și triplu, salt și basket, bineînțeles. Mihai Viteazu a câștigat primele 6 titluri, deci interșcolare din București. 1922-1929. Da. Deci, da. La Mihai Viteazu a fost lansat practic baschetul în România. Da. Da. În București implicit în România. Da. Așa da. Este. Da. Și v-a văzut acolo un mare antrenor.
Și da, la un meci între licee a venit, nu mai știu, în 53, cred că se întâmpla, eram prin clasa 10-a sau așa ceva, 52, 53, un spectator după un meci dintre licee și m-a întrebat, zice, nu vrei, zice, să te antrenezi în mod mai organizat și să joci la o echipă ca să poți să te antrenezi. Sigur, la liceu erau mai mult legate de ora de sport și poate un antrenament suplimentar. Zice, eu sunt antrenor la echipa Metalul Energia din București. Nu știam atunci că, de fapt, Puiu Popescu. Alexandru, de fapt, Puiu Popescu, Puiu era persoana care, după părerea mea, și cred că e unanimă părerea, era unul dintre cei mai pregnanți și este încă cel mai pregnant antrenor de basket din România. Așa. El a pus o semnătură în basketul românesc. E în Canada acum. El trăiește între timp de mult în Canada. Eu nu am mai auzit nimic de el și tot cu acest prilej al vizitei mele actuale am aflat cu bucurie, am și numărul lui de telefon, că el trăiește la Montreal. Da, așa este. Și are vârsta de 92 de ani. Și un fost coleg, tot din anturajul nostru, are relativ regulat un legături telefonice cu el și vorbește. Este în foarte bună... Eu pot să completez spunând că el a predat foarte mult... Foarte mulți ani după ce a plecat la Universitatea din Toronto, la Catedra de Sport, preda basket. Aha. Asta și știu. Acum e la Montreal, cred. Da, da. Și n-a mai antrenat, însă. În orice... Canada n-a antrenat. Nu. În orice caz, am numărul lui de telefon. Când mă întorc în Germania, peste două săptămâni, neapărat îi dau un telefon. Vreau să-i fac surpriza să văd ce zice. De fapt, el este cel, la Metalul Energia, m-am transferat, bineînțeles, după această întâlnire, și el este cel care mi-a pus efectiv mingea de basket în mână. Și dacă cu adevărat am ajuns organizat, un jucător de basket, datorită lui, trebuie să recunosc. Pe care ați dat la facultate și apoi ați trecut la CCA. După, da, la facultate, când am dat, a fost interesant, apropo, ce spune Alin, îți mulțumesc pentru prezentare, dar undeva, apropo, am căutat totdeauna să combin și profesiunea, adică profesiunea cu sportul și nu să fac una în detrimentul celelalte, ceea ce n-a fost ușor, dar posibil a fost și este în continuare. Și anume, în 54, la facultate. 54 trebuia să dau la facultate, am terminat școala, liceul, cu diplomă de merit era pe vremea aceea. Cei care aveau numai 10 pe linie la bacalaureat și numai un 9 sau 2, luau această așa numită diplomă de merit cu care se intra fără examen de admitere la facultăți. Nu? Da. Numai că în 54 au fost două serii care au terminat liceul. Noi eram cu 11 clase și a venit o lege în care s-a făcut liceul, dacă nu mă înșel, cu 10 clase. Da. Deci au apărut două generații de absolvenți pe piață. Ceea ce a mărit la dublu și numărul acestor diplome de merit și brusc eu eram într-un cantonament la Sibiu, parcă văd ce astăzi, pentru că se pregătea echipa națională, eu eram, bineînțeles, tânăr cooptat acolo, nu eram încă jucător de bază, dar eram fericit, că eram cooptat în echipa națională, ne pregăteam pentru turneul de la un meci la Veneția. În Italia. Era în Italia. Prima și 54. 53 murise Stalin. Cum să vă spun, în situația de politică care exista, ca să mergi cu o echipă în Veneția, era un eveniment, poate nici în visuri nu aveau mulți. Și această șansă aș fi avut-o, dar brusc mi-a dat tatăl meu telefon la Sibiu, unde făceam cantonamentul de pregătire, că nu intru cu diploma de merit direct la medicină, unde mă înscrisesem de fapt, ci se dă o așa numită discuție științifică, fiindcă erau prea mulți cu diploma de merit. Da. Și asta era în decurs de 2-3 săptămâni, în sfârșit, multă pregătire. N-am mai putut să fac. Am venit imediat la București, dar nu am mai putut merge la Veneția. Și toți mi-au spus, oi, dar ești nebun, dar cum poți să refuzi așa o deplasare? Păi noi, dacă ești în echipa națională, îți amânăm examenul de admitere. Da. Cum era pe vreme?
N-am acceptat nimic și n-am plecat la Veneția, am dat la facultate. Nu am intrat, pentru că nu eram pregătit deloc, a fost în ultimul moment anunțul și din cauza asta am intrat, de fapt, la facultate anul următor. Între timp am fost la fără frecvență la construcții. Ați făcut și construcții? Da, am fost un an la fără frecvență la construcții și în ultimele luni am zis din nou medicină, m-am pregătit. Al doilea an n-am mai contat diploma de merit, am dat examen de admitere, au fost 11 pe un loc și am intrat în 55. Îmi dați voie să completez ceva? Vă rog. Legat de această întâmplare care îl definește. Pentru că, după părerea mea, Armand a pus studiile înaintea basketului. Faptul că a fost capabil să renunțe la o deplasare extraordinară de tentantă la ora aceea, în favoarea examenului de admitere, este una, dar eu mi-aduc aminte, eram deja colegi de echipă și a dat un examen, cred că chiar examenul de specialitate când a devenit... În 67 a fost, da, specialitate. Așa, când a devenit medic specialist anestezist, nu? Da, da? Corect. Când, din cauza examenului, n-a fost la unul din meciurile foarte importante pe care le jucam asta în Liga Campionilor. Și i-am simțit nu numai lipsa, s-a văzut și pe tabela de scor, da, pentru că am ratat calificarea. Era un meci